chem acum? Cum o să se întâmple prank? Deci, eu trebuie să fiu pe combinație cu Ana. Ce să? Acum să vedem dacă Căprescu ți este un prieten adevărat. Deci acum am plecat să o luăm pe Ana, o cheamă. Deci mergem să o luăm pe Ana, este la benzinărie aici lângă Cosmopolis. Trebuie să facem mai mult, nici mai mult, nici mai puțin de 5 minute. Bani și emoții. Dacă nu e de semn, dacă se prinde. Îți dai seama câți bani pierzi? Deci videoclipul ăsta e cel mai scump clip al tău de până acum. Exact, și s-ar putea să fie cea mai mare țeapă sau să fie bombă. Eu cred că o să fie bombă, dar asta dacă nu, îl bubnește pe gunoiul ăsta râsul. Păi eu o să fiu la FIFA. Hai să explicăm acum cum o să se întâmple prank-ul. Deci, eu trebuie să fiu pe combinație cu Ana. Adică nu trebuie să fiu împreună pentru că știe că n-am iubit-o. Toată lumea știe. Toată lumea știe. Bine, am iubit-o. Am eu o iubită. El trebuie să vină și să înțeleagă că eu sunt pe combinație cu ea. Timp în care Deni cu Lala trebuie să-și facă treaba, trebuie să stea cu ea. Iar în timpul ăla Căplescu sigur o să zică: bă, mă duc să stau cu fetele, mă duc să stau cu fetele. Căplescule, stai numai cu fetele. În timp ce stă cu fetele, trebuie să, mă rog, ele să vorbească, să se cunoască și să-i pună diferite întrebări. Și Căplescu trebuie să facă neapărat pe interesant să o agate. Asta nu știu dacă o să facă. Dar eu zic că o să... Noi sperăm că așa. Ar vrea să împingă puțin acolo morcovă. Acum așa. Să vedem dacă Căplescu ți este un prieten adevărat. Exact. Sau o să fie prietenia ta. Sper să fii cel mai mare gunoi pentru video ăsta. Cum ar fi, un gunoi. Cum ar fi să zică: bă, ești un Petruț. Dar nu sunt. Bă, cred că o să mă pun în genunchi și... Ce se întâmplă dacă Căprescu o refuză pentru că e prieten cu tine? Ce faci? O să mă emoționez și o să pup pe cheliuță. Da? O să-l duc să-și facă implant de păr. Deci am zis, dacă o să fac așa, îi facem implant de păr. Bă, nebune, vezi că... Agață? Agață, e peste 100 de milioane. Bă, pachetul M tot cam așa e, 100 de milioane. Deci eu mă jur, îi pun păr lui Căprescu dacă el îmi e prieten adevărat. Deci fii atent, La cât subscriberi? La cât subscriberi? Da! La 10.000? 10 cât ai? Cred că 5.000. No, la 50.000. Jumate de 100. Păi, ok, și la 50.000, dacă el nu mi-e prieten adevărat? Păi dacă nu ți-e prieten adevărat, se anulează. Bine, deci la 50.000... Dar te duci cu el în Istanbul? Mă duc cu Căprescu în Istanbul, da, unde a fost actul. Da! Mă duc cu el în Turcia și pun păr pe banii mei, bă, pe banii mei, tot. Deci planul este în felul următor. Practic, după ce Lala și Deni o să o convingă pe Ana să le spună din viața ei, oricum, vă dați seama că o să ne zică numai întâmplări și de ăștia, că doar nu-i viața ei, o să ne inventeze. Mai baliverne. După aia, ei ar trebui să-i facă cât de cât puțin rău și să se ducă sus. Ele o să-i zic: bă, du-te tu. Mi-e rușine, Lala, du-te tu. Deci o să-l trimită pe Căprescu după aia și vedem acolo ce se întâmplă. Da, deci eu zic că o să se ducă 100%. Ea este Ana, ea trebuie să-l nenorocească psihic pe Căprescu. Deci tu... Tu trebuie să... Să scoți orice balivernă din gură, exact. Numai să te creadă, ce da. Nu contează să fii adevărat, îi zici că okay. Trebuie să fii cât mai natural, exact. Să te creadă. Deci Căprescu este un om atât de ușor de... Efectiv, Căprescu ar fi gen: hei, poți să-mi dai bomboana ta? Și Căprescu să fie: da, frate, uite. Adică, efectiv, nu-i greu. Ok, deci merge ușor. Și ce mai băgăm FIFA asta seară? Da, în vreo 20 minute așa mă duc la Edi, vii? Da. Hai că te sun când ajung. Sună când pleci. Bine, bine, hai, papa, te pup. Hai, te pup, pa. Perfect, bine, mă! Mă, aude o mașină, aude-o. A venit ăsta. Cate-și, p***. Trage-n rapid la ala. Nu, cate-și, p***. Cate-și, p***. Bă, camera de acolo, mă, o să pornesc eu? O pornesc eu, repede. Ușor, vezi să o pui bine. Așa. Mamă, cate-și. A venit. Ah, e Edi. E Edi, mă. Ai uitat? Sau ce ai zis? Bă, dar mult vorbiți, taților! Bună seara! Bună! Dar de ce stau aici? Și ești mumos. Da. Nu-ți imagina că, nu știu, îți bage... Ceva? Nu.
Adică diferă dacă ți-l faci în cont, da, o să-ți dea sânge, dar faci în cont. Am înțeles că lângă oase, te doare și te mai... vreau să-l fac aici. Am văzut cum nu-și mai trebuie în treci trage astea, că se bate lumea în televizor. Da? De la așa vă? Păi, bate de la alea. De la de aici vine. Păi, foarte fric. Ești pe lista. Eu am. Da. Stai. A, vrei să spun, vrei să vă spun ceva interesant? Și tu cum ești? Cum mai chemată? Pe Insta din Căprescu. Așa mă cheamă Mihai Marian. Da. Dacă sunt șanse, dacă mă scrii Mihai, să zic tot. Dacă mă scrii Marian, nu știu șanse. Asta e vita ta? Deși mi-ar fi bine, aș trăi în Boierește. Ai de explicație. Aș trăi în Boierește. Am înțeles ce să vorbim. Nu te-am pe Insta, dar știu despre ce e vorba. Dar de ce băieții în ziua de azi? Să mă dedic. Nu am timp să mă dedic mie. De ce aș mai încurca o fată la gen? Nici eu, am nici cu ce? Ca să ai o relație, gen trebuie să ai timp să te dedici relații, da? Ei, eu nu am timp. Nu am timp să mă dedic mie, să fac mai multe chestii care îmi plac mie. De ce aș mai încurca o fată, să o păgăresc o relație? Păi da, dar nu am timp. Lucrez de dimineața până la 5, ajung la 5, de multe ori de la 5 încolo am treabă și seara vreau să ies cu prietenii. Unde mai bag și o fată în relația asta? Ești cu ea și cu prietenii. Tu ești cu Edi și cu... Păi da, dar Edi nu are programul meu. Tu ești cu Edi și cu prietenii și am de ce să te mai gândi. Păi da, dar tu deja cu Edi ești de ceva timp. Păi da, dar și de Deni nu mai vorbim, că Deni e cu Andrei de extraordinar de mult. Gen, la început trebuie să dedici timp, pe care eu nu vreau să-l dedic, pentru că nu-l am. Și el era ocupat, eram ocupat, nu am găsit. Așa gândește un băiat care alege friends with benefits? Nu friends with benefits, că nu am nici friends with benefits, ar fi bine. Nu știu, Tinder. Bine! Da, nu știi că am mai vorbit. Și tu mai Tinder? Da. Nu știi că am mai vorbit de chestia asta. Știi pe cine găsi azi pe Tinder? Persoanată negativ, cum e toată lumea. Explică-i de ce friends with benefits și nu relație. Pentru că nu am timp. Păi și pentru friends with benefits. Mie mi se pare că ce... Stai, mă, păi și pentru friends with benefits. Nu-ți trebuie! Nu-ți trebuie! Că nu... Păi și ăla ce e? Ce? Sau durează puțin? Gen friends with benefits? Păi îți trebuie timp și atunci. Păi da, nu am nici aia! Sau durează puțin? Gen nu am nici friends with benefits. Am efectiv tipuri pe care le găsesc pe Tinder, da, am înțeles unde vă trăi, dar nu acceptam în propunere. Păi și cum le aveți pe Tinder? Foarte șmire, dacă vrea să vină la tine. E cadou, le atragi cu bani, nu, ceva. Da, cu bani 3500 de lei salariu. Efectiv, am pe mine 4 lei acum, cred că-mi permit să f***ce. Ideea e că gen... E... business, să-ți faci o relație. Ești apostrofi la fund. Dacă nu, gătești timp. Gen, și nu vreau. Nu, aia mi se mai bă, zi tu din punctul tău de vedere a ta băia, da? Ca să ai o relație. Zici ce părnii, tate? Întrebam de ce nu vreau să fac o relație. De ce, gen, caut friends with benefits? De ce nu te dai? Pentru că nu am timp. Nu ți se pare normal? Că gen, eu nu am timp de nimic. Și dacă aș fi bărbat, da, așa. Cum? Eu lucrez de la 8 la 5, da? Așa. Ajung la 6 acasă. Așa. Mai am atât de... Dar nu trebuie să schimb programul, tot trebuie să integrezi în programul. Păi, dar unde? 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 Nu știu, când mergi la film, când stai acasă, stai cu ea, stai. Toate, coia ta, nu stau acasă, ajung acasă, ori... Nici eu nu stau... Da, da, trebuie să ai o filmă. Dar cred că tu ai mai mult timp decât mine. Ba, realist vorbind, nu cred, sincer. Ba, da? Ba, nu. Nu e adevărat. Te trezești dimineața? Păi da, nu se pune că... La cât te trezești? La cât te trezești? La cât vrei? Minim 10, da! Ai mai mult timp decât mie, pentru că eu nu-mi permis să mă trezi la 10. Păi dar ce contează trezi tu? Păi e, contează, că ai avea timp gen să o integrezi. Păi nu e... E și la tine la fel! Nu! Eu mă integrez! Chiar mai devreme să mă trezesc, că eu acolo la 2 noapte, mă trezesc la 6 dimineața. Păi da, dar... Am 4 ore și eu sunt pe noapte. Și în primul rând, e mai mișto. Ce mă ajută, gen, că dorm.
cu ea. Gen, ce câștig? Frate, eu n-am mai avut relație de 3 ani. Da, ce câștig, gen? De 3 ani? 3 ani ai mai avut relație? Da. Și crede-mă că era 4 ani, nu. Ai suferit de băză, de ce să trăiești? Da. Și de atunci cumva m-am ferit de... toți. De toți? Păi nu sunt toți la fel. Nu? Men, ei, shit. A trăit-o de el, i-a dat-o de cap. Nu știu, după conținut că dacă nu ai o relație efectiv, deci eu nu am avut o relație de 3 ani, da? Adică activitate sexuală de 3 ani. Consider că, după atâta timp, nu știu, simți nevoia de o persoană, adică, da. Un nou început, depinde. Cred că după 3 ani, aș fi... Câine, mă! Ești primul om! Gen, efectiv! Păi de când ai mai dat acolo? A? Cât ai? Cât ai mai? Din decembrie. Din decembrie? Da. Deci ai venit la revelion pastor. Ce experiență cu frigidele? Păi stai! Ai mai iubit? Avem pe una la Severin care era friends with benefits. Din decembrie? Ai fost la Severin din decembrie? Arată-te-o! De Crăciun acasă. A, și te-ai întors de revelion. Vreau să văd. Păi și, stai puțin, și tu vorbeai cu ea? Sau doar te-ai dus la Severin? Efectiv, de fiecare dată când ne vedem, ne... atâta. Aia e relația noastră. Pe asta înseamnă de ce beneficii. Fii atentă, vrei să explic? Ia. E o poveste foarte lungă. Ia, vreau să fiu foarte atâta. Mie mi-a plăcut de fata asta când eram în liceu, da? Ea mi-a arătat semne că îi plăcea de mine. Din liceu? A? Ascultă-mă, el nu bat în povestea. Gen, efectiv, mă suna toată ziua să vadă ce fac, să vadă unde sunt, nu știu ce, bla bla bla, hai să ne vedem, hai să le bun? E, când a venit momentul, s-a combinat cu altul. Și a zis, fuck it. Sunt două sau trei corona jos în frigider, am luat de... Atunci de aia te dai capul.
ești tata? Nu. Și nu cred că ar să-mi dau ceva. Bă, deci mai puțin bani, mă spui și pe mine. Bă, mă, 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 nu mă spune să-mi dau că să că-i bă fața aia de la mine. S-a dus sus, deci s-a dus sus și nu vrea să urce. Bă, eu zic, tu deși urcă, că tu mori. Aolo, bă, n-am venit ideea cât m-am putut să mă chinui. De să mă dați like acolo, dați like și subscribe, că mama mea pot de nervi. Ăla nu vrea să se ducă sus. Ce ne-a stat la autorizație? Care s-a terminat acum 3 ani și chestii. Hai că te-am putut la psihologice. El e narcisist și narcisist nu se schimbă niciodată în stat așteptat. Da. Mă rog, prima dată a fost super ok și după mi-a dat într-o dată. Nu au fost oamenii potriviți la locul potrivit. Nu te mai învinovăți, gen, pentru ceva ce s-a întâmplat în trecut. Pentru că nu mai poți să schimbi trecut. Caută să faci ceva în viitor care să-ți facă plăcere, să te ajute să treci complet peste. Găsește, nu știu, caută-ți un friends with benefits, caută-ți, nu mai încerca să... Poate nu ești pregătit acum pentru o relație. Și atunci, caută varianta a doua cea mai bună. Nu știu, aia zis, eu zic că toate chestiile gen vin în viață la timpul lor și trebuie să, efectiv, s-a întâmplat ceva greșit, ăla a fost momentul, trecem mai departe, mergem până se întâmplă următoarea chestie, tot așa. Dacă rămânem mereu să ne gândim la ultima chestie, o să ajungi la un moment dat gen să fii copleșită de prea multe gânduri negative, de obicei eu alea vin prin mine. În momentul ăsta, știi, de... singurătate, de așa, alea o să apară prima. Atunci tu dacă nu le dai uitării, clar, o să te afecteze. Crezi că poți să mai ajuți în direcția asta? În ce sens? În ce sens? Le-am depres. Vrei să... Da. Da. Cum este? Așa, așa. Nu. Când e ceas? 1.30. Și ce mi zicem? Tu propăs. Tu. Tu. Mă gândesc că-i propăs. O să fie ciudat. Nu aia cum aveți. Da, nu știu, nu te simți bine. Oricum eu am stat de vorbă cu tine aici. Ține-mă în brațe. Bă, eu chiar vreau. Dar de ce tremuri? Nu tremur. Ai emoții. Nu. Ba da. Nu, ești ok. A, o să mă simt penibil. De ce? Ce faci aici? Ești handicapat? Cum adică ce? Ce faci aici? Ce faci aici? Ce? Și tu? Ce faci aici? Închide, ieși afară. Ieși afară. Tu ieși afară. Dar ce faci? Stai pe bune. Ai și auzit jos că eu vorbesc cu fata asta. Și tu stai cu el aici? Eu nu auzi. N-auziși? Nu. N-auziși? Nu. Ești hai... Că te... Dă-te... Stai cu femeia mea... Dă-te...
mea de jigot. Dă-te dracu, păi vine să râd, ești jepat. Du-te. Și dacă te bat aici? Hai. Păi să ești pe bune. Dă-te. Mai împinge, mă bune, îți dau. Dar ce faci? Bă, bă, bă. Cu fata a venit. Ai venit pe ea. Du-te, bă. Și ai, unde trebuie să aud eu? Bă, stă-te-i cu ea aici, așa. Bă. Bă. Eu am văzut pe asta, bă. Mă prinsești, de ce făcea la mine? Și se oprea să gândea ce să zică iară. Ele de două ore nu mai filmează camerele. Unde crezi că era? Nu știu unde erau camerele, cred că mă uitai la ea. Auto. N-ai, mă, dă-te! Hei, că filmează, let's go! Bă, 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 nu mai pot, bă, nu mai pot. Stai că dau stop să se salveze. Bă, dar te-ai prins un pic? Da, bă, un pic fu ceva dubios. Da, te-ai, deci am râs prima oară. Bă, dacă prins cu uitat în bai, bă, dar ce-o bă, dar fiind la tine, bă, fiind așa. L-am împins prima oară. Și a doua oară, când am văzut că mă duc, face. Se punem, se punem păr blond. Doamne, nu să-mi pui păr blond, gen doar aici în față.